se dormia. Dormia. Și vedeți aici niște vitamine, niște cutii de vitamine de pate. Nu este o campanie de promovare la farmacie, că sunt vă speriați. Nu vreau să vă deteni să cumpărați ceva și nici nu cred că aveți probleme sau aveți probleme cu vitamina B6. Dar este legat de, de subiectul pe care astăzi ar trebui să în 18 octombrie 1976, la Casa Albă, președintele Statelor Unite de atunci, Gerald Ford, în cea mai înaltă distinție americană în domeniul științei, care se numește National Medal of Science, care este un premiu înființat în 1959 de Congresul SUA, prima dată a fost înmânat, din, a fost înmânat în 1963 de unul dintre medalii, înmânate de Gerald Ford în 1976, cum vă spuneam, la Casa Albă, avea următoarea motivare. Dacă vreți, vă dau și în engleză, dacă vă spun în română. Pentru descoperirea trei vitamine și a cercetării legate de aceasta, care a îmbunătățit în mare măsură nutriția umană. Premiantul acestui cele mai înalte este un medic născut la Oradea. Este vorba despre doctorul George Ball, sau cum îi spun americanii, doctorul Paul Pierce, care este născut la 7 aprilie 1893 în Oradea. Azi se împlinesc 123 de ani de la nașterea acestui medic faimos în străinătate și sper că de acum încolo va fi. Dânsul este descoperitor vitaminei B6, în mod oficial, trebuie să verificați acest lucru. Vreau să vă dau câteva date biografice și câteva chestiuni legate de, de ceea ce a lăsat în urmă omenirii până la urmă planetei acest medic născut în Oradea. Doctorul George Ball s-a născut la Oradea, cum mă spuneau, la 7 aprilie 1893. Într-o familie cu tradiție medicală, tatăl lui fiind medic generalist. În 1915 obține diploma de medic la Universitatea din Budapesta. Din 1920 este medic și asistent universitar la Clinica de Pediatrie a Universității din Heidelberg, Germania. În cercetare se ocupă de nutriția bebelușilor, de tratamentul bolilor cauzate de lipsa de vitamine, problematica laptelui matern și a florei intestinale. Motul cel mai renumit care a rămas în urma dânsului este următoarea afirmație. Laptele vacii este bun pentru vițel, iar cel al mamei pentru nou născut. Nouă ni se pare acum o chestiune evidentă, dar în anii, acum 100 de ani, acum 80 de ani, această chestiune nu era la fel de evidentă. Societate care era preponderent rurală, niște obiceiuri de
1927 devine profesor universitar la 34 de ani și predă la catedra de pediatrie a Universității din Heidelberg la 34 de ani. Este coautor și descoperitor alături de doi alți savanți, Richard Kuhn, care este un chimist german care va primi premiul Nobel în 1938, și Wagner Jaurek, a vitaminei B2, care este cea mai numită riboflavina, vitamina B2, prima vitamină din cele trei, pentru care va primi cea mai înaltă distinție de care v-am spus de la Gerard Ford. Aici este coautor. În 1933, alături de soție și cei trei copii, toți trei băieți, părăsește Germania și își continuă activitatea științifică la laboratorul de nutriție al Universității din Cambridge, Anglia. Până în 1935, la Cambridge descoperă vitamina B6, despre care vă spuneam, pe care o vedeți aici, denumită și piridoxină, care este o vitamină foarte importantă. În 1935 pleacă în Statele Unite ale Americii și este profesor la Universitatea Western Reserve din Cleveland. În 1938 va defini structura exactă a vitaminei B6. În 1940 descoperă cea de-a treia vitamină legată de numele dânsului, vitamina H, cum o boteză dânsul, biotina, sau care mai este denumită și vitamina B8. Care e cunoscută ca vitamina H. Denumirea vine din limba germană, de la cuvântul Haut, care înseamnă piele. Vitamina H are o importanță în prevenția și tratamentul bolilor. Din 1944 este profesor universitar la Universitatea din Pennsylvania. Și aici face afirmația legat de laptele matern și că sistemul imunitar al copilului organism cu lapte matern devine mai puternic și contribuie la apărarea organismului de infectarea cu diverse bacterii față de cei hrăniți cu laptele praf. Astăzi acest lucru ne este oarecum evident, dar în 1944 nu era atât evident acest lucru. Într-o 1950-57 este șeful clinicii de copii din Spitalul Universitar Pennsylvania. Într-o 1957-63, medic primar la secția de pediatrie a Spitalului General din Philadelphia. Într-o 1962-68, a coordonat cercetări legate de nutriție în Indonezia și Thailand. Conform contemporanilor săi, este un medic foarte bun, profesor cu o capacitate impunătoare, care a avut o activitate de cercetare extraordinară. Este autorul a 13 manuale științifice și a 443 de lucrări științifice legate în principal de nutriția umană și în special cea a bebelușilor. Era o plăcere pentru studenți și medici colaboratori să lucreze cu el. În biografia dânsului s-a mai notat că în tinerețe a fost un bun pianist, care deduc eu că este o moștenire a creșterii în familie și a ceea ce i-a datorat, pentru că aici a crescut, fiind un mare iubitor al muzicii lui Johann Sebastian Bach. În ultimii ani ai vieții a trăit în casa familiei din Villanova, Philadelphia, unde îi plăcea foarte mult gălinăritul, fiind foarte mult de florile sale și de plantația sa de roșii. Prei. Este titularul la o mulțime de premii. Dacă vreți, după conferință, vi le dau, sunt aici enumerate pe ani de zile. Eu aș enumera două sau trei dintre ele. Primul premiu e din 1951. În 1968 a primit premiul Howland, care este a Societății Americane de Nutriție. Este cea mai înaltă distinție în domeniul pediatriei din Statele Unite ale Americii. Este doctor honoris causa al Universității din Heidelberg, Germania, unde a activat și a devenit profesor universitar în perioada intervenită. Și în 1975, înmânarea se face în 1976 soției, pentru că dânsul, exact în acel an, a decedat.
distinție National Medal of Science de către președintele SUA. Dacă aveți curiozitatea, puteți să-l găsiți pe YouTube, inclusiv cu președintele Obama, la sfârșitul fiecărui an. Președintele SUA amenează această medalie. A fost membru în 18 asociații și societăți profesionale internaționale, între care Societatea Americană de Pediatrie, Societatea Regală de Medicină din Anglia, Cea Germană de Pediatrie. Deci nu s-a limitat numai la activitate în Statele Unite. Meritele dânsului recunoscute în plan internațional sunt, le-aș concluziona în trei merite deosebite. Este coautor sau autor în descoperirea trei vitamine, cum vă spuneam, B2, B6 și H. Este considerat un pionier al nutriției moderne, prin tot ceea ce a cercetat, a descoperit, ce a afirmat. Și este un descoperitor și susținător al importanței alăptării materne a copiilor în dezvoltarea acestora. Dr. Gheorghe Fala a decedat la 82 de ani în Philadelphia, la 29 februarie 1976. Azi este ziua de naștere al medicului profesor universitar George Paul, cum spun americani. Așa îl veți găsi pe site-urile americane, inclusiv la premieri și la enumerare. Și eu cred că noi, cei care trăim astăzi în Oradea, trebuie să fim mândri că avem un medic care s-a născut aici și care este descoperitorul atâtor vitamine, pe care le considerăm uzuale, astăzi le folosim uzual și le folosesc nu numai europenii, ci toată planeta, toată omenirea. Aici s-a născut, aici a crescut, de aici a plecat și a devenit un om de știință recunoscut pe plan internațional. Este încă o dovadă că acest oraș a dat de-a lungul timpului istoriei și științei personalități de care trebuie să fim mândri și de care, dacă vedeți de imaginea, această imagine a orașului creator, trebuie și noi să profităm. În sensul în care trebuie să promovăm acest lucru. Așa cum trebuie să promovăm faptul că am fost centrul medieval al lumii de două secole, știți bine, acel meridian zero a trecut aici, în Oradea, de faptul că avem mormântația aici 40 și personalitatea și biografia doctorului Gheorghe se înscrie în această tradiție, dacă vreți, a Oradei de oraș creator, nu numai pentru zona noastră, ci pentru întreaga omenire. Nu știu, eu m-am legat de ziua dânsului, am mai văzut chiar joi. Ca să nu ne oprim doar aici, la informarea de și să ne informăm reciproc. Recunosc că eu l-am găsit într-o lucrare științifică, nu spun din greșeală, dar acum vreo 2 ani. Această biografie pe care v-am prezentat-o este din multiple surse. Americane, germane și maghiare mai puțin. Deci cel mai mult american. Din care reiese foarte clar că acest om este mult mai cunoscut în Statele Unite, mai puțin în Anglia și în Germania destul de cunoscut. Din păcate, până acum n-a fost cunoscut în orașul lui natal și sper că de acum încolo va fi. Pentru ca să nu rămânem la stadiul de doar a ne informa, a informa o vedenie despre faptul că avem un asemenea medic născut în Oradea care a descoperit
Toliko, deci s fagul plaketă comemorativă, care va fi un premiu, pe care de anul viitor doresc să-l înființez, practic acum, și pe care îl vom înmâna celor venitori din domeniul medicinei. Am câteva idei legate de exact în ce domeniu, probabil de un domeniu legat de activitatea doctorului intelectual. Poza este, evident, poza cea mai cunoscută a dânsului, ce am găsit pe internet, dar asta este cea mai cunoscută în foarte multe biografii. Aceasta este cea cunoscută. Și vreau să vă spun că, fără să vă dau mai multe detalii, sunt foarte aproape de a găsi și familia doctorului intelectual în America. Am mai informații, nu o să vi le spun în momentul în care iau legătura cu ei. După cum vă spuneam, avea trei băieți, toți născuți la Heidelberg, în Germania. Niciunul nu mai trăiește. În schimb, sunt nepoți și prănepoți. Îmi doresc ca acest premiu de anul viitor să aducă și mai mult în memoria orătenilor și primorenilor că am avut un asemenea, ca un medic născut în Oradea. A făcut asemenea lucruri extraordinare pentru omenire și sigur pentru a premia și pe cei meritoși. Probabil că premiul odată va fi legat de domeniul în care dânsul a activat și în care a avut atât de multe satisfacții. Și va fi înmânat în 7 aprilie? Dacă pot, atunci da. Acum am mai rămas din toată această cercetare, că până la urmă așa este o cercetare, a rămas chestiunea cu familia, pentru că eu îmi doresc foarte mult ca exact la premiul, cum facem la premiul Mozes, cum facem la premiul Mozes, unde în fiecare an vine familia, reprezentantul familiei participă, așa va fi și anul acesta. Dacă vreți, vă dau în 14, mai va fi, da, o să vă comunic din timp. Îmi doresc foarte mult ca acest premiu, când va fi acordat, să fie cineva prezent și din familia dânsului. Ca să vadă și ei că totuși acest oraș de unde a plecat, unde s-a născut, își recunoaște valorile. Chiar dacă doctorul Dierkman este un om științific, un savant care și-a desăvârșit rezultatele profesionale aici în localitate, pentru că, după cum vă spuneam, dânsul a plecat aici. Dar eu cred că și prin faptul că în acele locuri, ați văzut, nu sunt locuri oarecare, să fii profesor universitar la Heidelberg la 3-4 de ani, cred că nici măcar la noi, acum că e mai volativ așa, dar e foarte greu la 3-4 de ani și la Heidelberg, profesor universitate, cum apoi la Cambridge, și mai încolo în Cleveland și Pennsylvania, deci sunt niște locuri în care nu oricine putea să fie la mână. Îl veți propune cetățean de onoare? Nu am să propun acest lucru, nu știu dacă este prerogativa mea. Eu îmi doresc ca anul viitor, când în premiu, deci îmi doresc extraordinar de mult ca familia să pot să găsesc familia să participe. Că eu cred în acest lucru, că un oraș trebuie să-și recunosc valorile. N-am știut de acest om. Probabil, eu am mai întrebat dintre cei care, să spun, sunt mai aplicați asupra valorilor și istoriei Oradei, plecând atât de tânăr, că a plecat practic ca și student sau studenție, nu a rămas în Oradea mai asta nu înseamnă că noi nu trebuie să fim mândri de el. Și eu cred că orașul chiar ar trebui să promoveze aceste lucruri. Să spună, domnule, suntem orașul în care s-a născut omul care
folosește toată lumea, din China până în America de Sud. Așa cum cred că trebuie să spunem mai des, suntem orașul care a avut trei numere de ani zero. Suntem orașul unde sunt înmormântați 40. Acestea sunt lucruri care te pun pe hartă, pe harta lumii până la urmă, în ce privește importanța ta. Eu numesc orașul creator. Acesta nu este o definiție de parte de adevăr. Dacă sunt întrebări. Să înțelegem că premiul va fi acordat pentru cineva care face cercetare în nutriție? Sau... Nu va spune. Deci, ori legat de nutriție, ori de pediatrie. Deci acestea sunt cele două domenii importante ale dânsului. Nutriție, pediatrie, oarecum și legate, pentru că v-am spus cu laptele matern și cu hrana bebelușilor, dar vreau să mă consult și cu familia. Sunt aproape să-i găsesc, adică eu cred că i-am găsit, dar nu am un contact direct încă cu ei. Cam știu unde stau, cum să-i abordez, prin cine, dar până când acest lucru nu se stabilește, n-aș vrea să vă spun. Dar a fost o chestiune la care o asemenea temă, dar pentru mine a fost importantă. În momentul în care eu am știut omul acesta prima dată, acum un an jumate, cam ceva de genul acesta, pentru lucrare științifică, mi s-a părut că ar fi păcat să nu știm de acest om. Deci, ar fi păcat, trebuie să fie o mândrie a tuturor lor de vedere. De fapt, nu sigur. Dacă vă ajută, dacă îmi dați niște mail-uri, atunci vă dau materialul ca să e mult mai bine. Lucrați mai ușor de el și nu v-am înșirat de premiile, că n-am vrut să ieși să ce prețurile. Ne trimiteți invitația. Poate e mai... Deci chiar este un om de care eu, ca și locuitor în acest oraș, eu mă mândresc. Și eu cred că trebuie să ne mândim cu toții, sincer. E un om care... lumea mare, nu aici, nu în zonă mai departe, cea mai înaltă lume. Unii îl consideră, eu am știut și lucrare în care este considerat unul dintre nedreptățiții științei până a primit primul Nobel. Deci am știut și lucrare de genul acesta în care cineva spune că ar fi meritat să fie premiant o afirmație a unui cercetător, dar oricum activitatea e prodigioasă, deci nu e. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Avem mântări, dar haideți să nu știu că e un moment mai solemn, dacă vreți. Da. Și să știți că e coincidență foarte frumoasă. Ceea ce la asta nu m-am gândit. Eu să știți că mă pregătesc de două luni. Da, pregătesc de două luni.